Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu tutorial. Numele meu este Mario și astăzi o să vă arăt cum se schimbă o folie de sticlă un iPhone 6 Plus, 7 Plus, 6S Plus. De fapt la toate sunt valabile. O, dacă se vede frumos, folia este foarte distrusă. Dacă vedeți foarte bine aici, vedeți, este terminată, are vreo 3 luni. Ok, o să dăm jos, o să o prindem prin colț. Trebuie să fim foarte atenți că ea se rupe când o desfacem aici. Stați puțin. O să înceapă să se rupă bucățele. Hai să o desfac ușor. Tragem puțin de ea și să desface ușor. Ecranul este chiar super ok. Și acesta, asta a fost folia. A rezistat destul de ok. A fost o folie la, nu știu, un pound, 5 lei, ceva de genul. Ok. Acesta este folia nouă, am dat 3,99 lire pe ea. Am citit-o la că pe spate și îmi garantează un an. Îmi garantează un an că va ține. Rămâne de văzut. Mi-e de ajuns dacă mai ține și 6 luni. Ar fi perfect. Ok. Mi se poartă un pachet mai nou. Cum se prezintă, vedeți? Așa se prezintă folia. Este protejată foarte, foarte bine folia. Aici avem sticlele astea care le folosim să luăm praf de pe telefon. Și aici avem frumos soluția de curățat și avem un cărpuriță micuț aici. Dar eu am astăzi am cumpărat și o soluție de curățat și o cărpă. Să facem mai ușor. Ok. Prin pas, luăm soluția. Dacă voi nu aveți soluție, folosiți, acesta este un șervețel umed cu soluție, folosiți-l cu asta, eu o să folosesc asta, să curăț mai bine. Ok, luăm cărpa, o să-l curățăm bine de impurități. Ok, mare parte. Este foarte bine să urmăresc să nu rămână lipiciu de la fosta folie, mai rămâne pe margine de obicei. Dar asta nu este o problemă mare. Ok, să urmăm totul să fie perfect. Vedeți? Chiar a ieșit super bine. Bun, să zicem că am terminat cu asta. Și hai să folosim un șervețel să vedem cât de calitativ este. Da, putem să-l desfac. Este foarte bine prins. Am de aici, vreau să mă arăt. Ok. 40 cm. Stickerele, dacă mai rămâne praf, pe final. Cărpuleța micuță. Și soluția. Șervețul umed cu soluție. Îl desfacem de aici ușor. O să iese. O să fie umed. Asta știu sigur. Ok. Vedeți? Este foarte mare și chiar are o leacă de soluție pe ea. Și ar trebui să se curețe foarte bine. Din nou o să lungesc, o să o țin în două. O să aplicăm pe tot smartphone-ul, pe tot iPhone-ul. O să dăm cu soluție, stați puțin să o țin în mână ca să fie mai ușor. Am lăsat-o în pat. Este foarte bine să curățăm foarte bine, să nu mai rămână imperfecțiuni pe ecran, mizerii, pentru că folia va avea niște mici bugle și asta nu cred că ne dorim chestia asta. Ok. Vedeți? Este umed. Mai frecăm o leacă ca să fim sigur că totul este perfect. Marginile sunt foarte importante. Dacă aveți un telefon cu ecran curbat și aveți o folie, este important chestia asta. La mine nu este foarte curbat și este în regulă. Bun, hai să luăm șervețul ăsta să ștergem. O să folosesc primul pas ăsta să vedem cât este de bun. Pe această soluție am dat 1 lire cu toată cărba asta. Deci nu am dat mai pe cam 5 lei mă rămânești. Ok. Ia să vedem. Este chiar foarte bine. Hai să folosim și șervețul ăla. Că este mai de calitate, mi se pare. Și acum mai avem, m-am zis că mai avem astea, sticker-le astea.
Ok, luăm fiecare sticker. Vreți, luați care vreți. Eu am deja cel mare și facem pe următoare. Și practic asta e ultimele fire de păr. Fire de păr, fire de praf, de păr, ce-o fi. Vedeți? Ok. Dacă se poate vedea. Nu știu. Cel puțin, tot foarte puțin. Nu este foarte mult. Mizerie. Trecem la pasul următor. Cu asta am terminat. Puteți să le mai păstrați dacă mai aveți nevoie, mai aveți de schimbat folii. Așa? Acum să vedem cum se desface acest folie. Să înțeleg. Acest este un sticker. Să-l dau jos. A, cum dați folia asta jos, cum cade sticla de pe el. Ok, așa se prezintă folia. Dacă țin să o ștergem, că am atins-o. Ok. Bun, dăm folia de deasupra jos. Ok. Trebuie să fim foarte atenți să nu atingem. Întoarcem. Ok. Și trebuie să o așezăm perfect. Să fie exact. Să se încadreze cu toate prostiile astea. Ia să vedem. Eu zic că cam așa ar putea ideal. Și pot să înfum și eu. Da, la mine în secundă. Și vezi, ușor se așează singură. Așteptăm să se întâmple. Să se așeze singură. Uneva e mai greu. Dar o lăsa și își face singură treaba. Dacă în caz de așa, luați și voi acesta că este mai fin. Și începe să scoateți imperfecțiuni. Nu mai rămas. Dacă se vede fumișor pe aici, opa, cred că mi-a rămas de la cel. Să încercăm. Ok. Dacă se vede, mi-a rămas o bulă în mijloc pentru că a avut ceva. O scoatem super ușor, luăm dintr-o parte, îl prindem, tragem ușor, foarte ușor, să nu spargem folia asta de protecție din sticlă sau din ce material o fi ea. Ok. Nu trebuie să o luăm toată. Teoretic am pus-o dintr-un colț. Și acum o să încerc să scot prostia asta de aici. Nu, cred că trebuie să o dăm de tot jos. Ok, hai să o trag ușor. Vedeți că ea vine doar cu o unghie. Îl prind și îl trag. Ok. Hai mai relacă. Să-l prindem. Ok, am rezolvat. Și n-am distrus folia. Ok, luăm cu un capăt sau ce vreți voi, să încercăm să dăm asta jos de pe ecran. Uite că am reușit în sfârșit. Ok. Bun. Și acum să vine ce mai rămas mică pe imperfecțiune. Așa vrea să se întâmple. Chiar nu mi se mai întâmplă chestia asta, dar rezolvăm. Este ok acum, îl putem monta la loc liniștit, luăm telefonul, eu de obicei din partea de sus mă orientez, dar vă puteți orienta și din partea de jos, nu este mare problemă. Uite așa, cred că e perfect. Și acum vedeți, se suge singur, cum ar fi. Și așteptăm să se așeze. Numai că am pus eu greșit iarăși. Nu pot să cred. Oare trebuia să mă orientez de jos? Vedeți? Se vede. Este imperfect poza. Și a rămas și o bulă în mijloc. Înseamnă că este praf. Deci este foarte important să stați într-o zonă unde este mai puțin praf. Să mai dăm o dată jos. Deci trebuie făcută doar o singură dată procedură. Dacă prelungiți prea mult, va apărea aceste probleme. Vedeți, am praf pe el, o să luăm din sticker-ul ăsta, vedeți că este util. Și mai târziu, și încercăm să mă tot praf de pe el.
acum să vedem. Da, am partea asta cu lipici. Nu e partea asta, Este cu lipici. Vedem și aici să scoatem. Toate imperfecțiunea. Și acum ne apucăm de nou, dar de data asta o să mă uit și jos. Ok. Ia să vedem noi. Cred că acum este bine poziționat. Cred. Hai să încerc de sus din nou varianta. Este puțin complicat să și filmez și să pun folia, dar eu încerc. Ok, acum ar trebui să fie bine. Da. Cât de cât e mai bine. Dar... Ia să vedem. Da, trebuia pus mai drept, dar în principiu cam asta e. Ok, vedeți, la mine s-a făcut o bulă, pentru că tot am scos-o și tot o să fie praf pe ea. Și o să încerc să scoatem bulele. Trebuie să le îndepărtăm cât mai spre margini. Asta e ideea. Puteți să folosiți ceva mai mare. Ok, și vedeți, aproape am scos. Și aici am rezolvat-o. Mai avem partea de jos. Voilà. Și este cam... Cam asta este procedura. Nu este foarte complicat. Dacă tot așa... Hai să ștergem și la spate, care arată foarte bine. Nu zic că nu se putea mai bine, dar mai bine de atât n-am reușit un moment. Dar zic că este ok. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, apăsați butonul de like, dați și voi înșel să vedă prietenii voștri acest video, abonați-vă în continuare la canal și ce să vă zic. Rămâne să ne vedem mâine cu un nou video, o aplicație de făcut bani. V-am salutat!